dacă colegii noștri mai experimentați merg în dobânzi de 9% în perioada asta, noi ca și Challenger Bank, normal că trebuie să fim un pic mai corecți față de clienții noștri, să plătim un pic mai sus. Încercăm oarecum să compensăm prin tot ceea ce înseamnă digitalizare pentru a eficientiza un pic costurile, dar oferta pe care o avem acum pentru atragere de clienți, unde am limitat un pic sumele per deponent, este la 10%. Și estimăm, o să-mi permit să spun o glumă, atunci când toate crizele astea integrate vor veni cu nota de plată, un pesimist spune că mai rău de atât nu se poate, iar un optimist spune, ba se poate, ba se poate. Sau nu știm exact unde se ajungă, cu siguranță vârful creșterilor va fi undeva ianuarie, februarie, poate mai încolo, și credem că va trebui să ne adaptăm conform pieței. Cam asta e ideea. Și numărul de clienți cum a evoluat în perioada aceasta? Cu siguranță clienții sunt mult mai orientați către depozite. Nu vorbesc în numele nostru, pentru că noi creștem și prin campanii de achiziție, dar s-a dublat, s-a triplat. De ce? Pentru că în momentul de față depozitele generează un randament bun pentru deponenți. Și clienții noștri sunt obișnuiți să economisească fie în depozite, fie tradițional acasă, la saltea, fie cei care au venituri un pic mai sus să se ducă către investiții imobiliare. E, în momentul în care depozitele devin și încep să aibă randamente bune, iar piața de real estate nu poate să aibă o prognoză corectă sau ceva palpabil pentru următorul an sau chiar 2-3 ani, atunci se îndreaptă către depozite. Și cred că nu doar prețul, ci și contextul economic a adus un număr mai mare către zona de depozite. Și ce le recomandați clienților în acest context economic pe care îl traversăm? Să vină să facă depozite la TBI. Ce să le recomand? Să nu țină bani acasă, în primul rând, pentru că mai rău decât o criză efectivă este panica. Și am trăit asta de-a lungul timpului. Colegii mei spuneau că arătăm mult mai bine acum. Da, arătăm mult mai bine, pentru că 2008 ne-a ajutat să ne învățăm singuri cum să ne comportăm în perioada asta, atât ca și sistem bancar, cât și ca deponenți. Iar overall, cred că lucrurile o să se așeze un pic. Iar, te rog, vrei să mă întreb ceva? Iar tot ceea ce înseamnă zonă de sistem bancar este mult mai pregătită pentru perioada care urmează. Și din punct de vedere al neperformantelor, noi suntem, repet, Challenger Bank, lucrăm cu foarte mulți parteneri pentru finanțarea activităților și suntem orientați către foarte multe segmente de clienți și am challenge-uit surprinzător și nouă ni s-a îmbunătățit rata de neperformante, pentru că în perioada asta clienții sunt foarte prevăzători. O să vă dau un exemplu. În fața mea un domn a construit un bloc imens și mă bucur pentru dânsul și am o viziune așa macro, să spun. Înainte de a fi toată panica asta pe TV cu creșterea economiei, vă spun statistic, că sunt multe apartamente, erau toate luminile aprinse. În momentul de față se mai văd doar umbre de la televizor seara, pentru că toată lumea înțelege că trebuie să schimbe comportamentul fundamental. De asta cred că în perioada următoare, în ceea ce înseamnă iarnă și când într-adevăr va veni toată plată, pentru că încă e cald ziua afară, acest comportament și schimbarea lui ne va ajuta să ne lovească mai puțin față de ceea ce ne așteptăm. Vorbeați de soluțiile digitalizate. Cum arată relația cu banca la distanță? Noi, în momentul de față, avem o soluție în care un client, nefiind client TBI, poate deschide un depozit în 10 minute, își face tot onboarding online și mai trebuie doar ulterior să trimită, să transfere banii pe codul IBAN comunicat. Ceea ce înseamnă că ne dorim foarte, foarte tare să oferim niște soluții atât și rapide, dar și sigure, da? Transferând de pe un cont IBAN pe un cont IBAN. Viitorul nu pot să-l estimez foarte exact. Noi vedem că, practic, educăm clienții existenți să se ducă din zona de offline în zona de online, în digital. Și reușim lucrul ăsta. Pe de altă parte, oricât de tare se va dezvolta zona de digital și, în general, soluții de, nu știu, call center cu inteligență artificială, cred că interacțiunea umană tot va rămâne. Mă uit la
bănci Credeți sistemice. Credeți că băncile vor rămâne relevante și... Vor rămâne relevante, pentru că până la urmă trebuie să ai și unde să te plângi fizic, trebuie să te duci să și socializezi, pentru că suntem animale sociale și simți nevoia și un segment important din piață va rămâne cu aceste dorințe. Mai mult decât atât, nu cred că vom evolua atât de repede să-i digitalizăm pe toți. Colegii mei care știu date statistice și sunt mult mai bine pregătiți spuneau că încă suntem mult în urma Europei. Chiar dacă evoluția din 2008 până în prezent a fost extrem de accelerată, cred că mai avem mult de muncă și noi vă spunem că am fost primii în sistem care am avut finanțare online cu 100% onboarding, adică fără să vină clientul să poată să ia un credit. Și încă suntem departe față de așteptările pe care ni le-am propus. Adică e un procent mai lent decât se discută, dar există. Și credeți că un proiect de lege care să ofere fiecărui român... Cu siguranță. Ar fi de ajutor. Cu siguranță, în primul și în primul rând, nu folosești un tool până nu ești fie interesat să-l folosești, fie obligat. Ulterior, poate poți să-i vezi beneficiile. Să ai un card la tine, să nu umbli cu cash, cred că este un beneficiu foarte, foarte bun. Chiar dacă o să vă impună, nu știu, costuri foarte mici sau comisioane zero... Nu cred că o să ne impună numai prin legislație. Cred că, virgulă, competiția face asta. Gândiți-vă un pic la Vodafone și Orange. Se gândeau vreodată că o să piardă veniturile din SMS până să apară WhatsApp-ul? Nu. Sau cred că alte instituții care ne challenge-ești, cum este Revolutul și așa mai departe, vor dicta tonul pieței și cred că ne vor impune, practic, să diminuăm acele comisioane și acele costuri. Mai măriți dobânzile la depozite? Noi nu ne dorim, dar cred că vom fi forțați. Nu cred că e o decizie pe care o să o luăm noi. Este doar o aliniere, atâta tot. Și în funcție de capacitatea de absorpție a fiecărei organizații, vor fi puțin mai mari sau puțin mai mici. Dar în general sunt cam în același ritm.